Salutare doamnelor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu. Este momentul să cumpărăm acum sau piața poate să aibă o corecție și mai mare de atât. O să vă arăt pe charturi cum stăm în clipa de față. În continuare există posibilitatea să ne ducem mult mai jos, adică undeva spre 60.000, 59.000 de dolari și poate exista un scenariu în care, să zicem, am putea coborî și mai jos de atât. Dar, în clipa de față, avem o zonă temporară de suport pe la valoarea de 65.000 de dolari. Este o zonă care a generat niște intrări relativ ok. Mă uitam dimineață la SEI, de exemplu, și am văzut SEI-ul sub 70 de cenți, o zonă foarte interesantă pentru mine. Din păcate nu eram tras și din păcate nu mi-am poziționat un ordin, dar cred că dacă Bitcoin nu mai face o coborâre, ar putea să fie o zonă interesantă. De asemenea, am să vă spun ce target am pe AEVO și am să vă spun ce target am pe Polkadot, ca să fie un episod așa pe placul tuturor. Da? Bun, hai să vorbim cu charturi, că asta e cel mai important, să avem charturile în față. Și încă ceva, nu vă panicați, nu e bear market, nu e sfârșitul lumii, suntem la mică distanță de halving, e normal să fie turbulențe. Dragilor, acesta este graficul Bitcoin pe 4 ore. Din păcate, suntem sub această linie albă care este 200 moving average. Din păcate, avem acest dead cross în crucișare a 20 moving average cu 50 moving average. Da? Temporar, pare că avem această zonă de suport. Da? Aici, pentru Bitcoin, restul sunt condiții. Da? Deci putem spune 64.880 este un suport temporar. Da? RSI-ul este extrem de bearish. RSI-ul pe 4 ori este foarte bearish. Da? Avem probabil noua rezistență la 67.400 prin 200 moving average. Piața ar putea astăzi, în următoarele ore, să retesteze zona asta de sub 65.000 de dolari. Asta e un scenariu posibil. Dacă pierdem această zonă, din punctul meu de vedere, cred că ne ducem spre 60.000 de dolari. Nu e neapărat să se întâmple astăzi, mâine, poate să fie un proces foarte lent, care să dureze puțin. Da? Deci ăsta este suportul nostru, aici este rezistență, da? Am putea forma un canal, cum vedeți aici, da? Sau aici, da? Sau aici, o zonă în care piața pendulează, da? Temporar, sau putem vedea agresivitate. Dacă pierdem 64.800, eu zic că următoarea stație va fi spre 62-61, chiar 60.000 de dolari. Bun. Dacă Bitcoinul confirmă suport aici, da? Să zice nu mai pierde 64.800, face doar așa o codiță, un wick, sperie pe cei care n-au experiență, se duce în sus și rupe 200 moving average-ul, da? Atunci mă pot aștepta la scenariul în care va trebui să intre din nou în rezistență la 69 și după aia la 71. Dar pe daily, este în coborâre. Pe daily avem la 62.050 moving average-ul, da? E la 62.900. Noi deja suntem cu prima lumânare sub 20 moving average pe daily. Știu că folosesc mult moving average, dar aceste valori medii ale prețului sunt extrem de importante în tranzacționare. Da? E un loc bun de cumpărat Bitcoin aici? Clar, e mult mai ok decât la 73, 72, 71. Da? Este asta o corecție de mare amploare? Nu. Dacă ne uităm, suntem într-o corecție de 9%. Da? În general, corecțiile sunt de 20, 30, 22, 23. Da? O corecție de 20% ar trebui să fie pe aici, până pe la 55-56 de mii de dolari. Hai să zicem că până în 60.000 de dolari este ceva posibil. Da, avem 50, vedeți că el face wick-uri peste, hai să zic că ne putem duce. Da? Deci mai e loc, plus că avem aici, vedeți, în 20 martie, avem acest vechi suport făcut acum 2 săptămâni. Sunt șanse să-l atingă? Din punctul meu de vedere, da, vedeți ca structură când a corectat atunci. O lumânare 2-3 s-a stabilizat un pic, după care a mai tras o tură. Acum noi suntem la prima tură de cădere.
Deci ar putea să continue acest downtrend. Cum vă arătam pe 4 ore, trebuie văzut aici. Hai, tati. Scuzați internetul, dar e. Bun, avem rezistență, avem suport. Hai să vedem SEI-ul, că vorbeam de SEI. SEI-ul a avut dimineața acest week într-o zonă foarte interesantă la 6-7. Da? E o zonă pe care mi-o propuneam, mă gândeam la ea. Da? De aici, dacă mai corectează pe o oră, să zicem din nou, mai facem cu un bottom, da? Targetul ar fi către zona asta, către 7-4. Da? Un target destul de interesant. SEI-ul, vă spun, este un asset foarte volatil, da? Gen, el face 10% în sus, în jos, repede. Nu este ceva lent, nu e Polkadot. Deci la SEI, o intrare interesantă la 6-7 și un pic. 6-7-7 ar fi cu un target către 7-4. Polkadotul pe 4 ore este în rezistență, da? Aici este o rezistență pe care dacă o spargeți se va duce în următorul target 8-9 și poate până în 50. Mai greu, dar ar putea să vadă un 9-1, 9-3, 9-4, da? Dar pe oră cred că va intra în corecție, iar cred că la Polkadot o zonă interesantă este la 8-3. Deci dacă îl vedeți pe la 8-3, pe intraday este, ce să zic, puțin interesant. Te poți juca cu el chiar dacă suntem într-un downtrend mai agresiv. Dacă Bitcoinul pornește la vale și testează din nou 64.800, 64.700, s-ar putea și dotul să fie mai agresiv în jos. Și bineînțeles AEVO. AEVO este un asset cu care îmi place să mă joc în ultima perioadă. Ieri dimineață când toată piața era roșie, AEVO era verde, da? El creștea, piața scădea. Este într-un uptrend acum. Da, un pic să ascund indicatorii. Vedeți? Deci are acest uptrend. Cred că următorul lui target este din nou către all-time high-ul lui, pentru că este un asset foarte tânăr, da? Deci ar putea să facă această chestie bam-bam, zigzaguri aici, să se ducă din nou către $4. Probabil. Cam așa arată lucrurile acum, da? Repet, trebuie să fiți foarte atenți pentru că piața este într-un downtrend, adică merge în jos și este agresivă, are schimbări de direcție foarte bruște. Așa că cei care n-au experiență sau cei care se ultra expun cu leverage s-ar putea să se prăjească. Fi și Cristian Chifoi, și Robert Grecu, și Sadri Sali, vor fi și scuze. Cei de la Binance, vor fi și de la Redot Pay și de la SEI, adică oameni foarte interesanți. Avem 3 categorii de bilete pentru cina VIP. Nu știu, cred că mai sunt doar 2 locuri. Cred. Așa, iar pentru pachetul premium cu Armani Cafe la fel, mai sunt 2-3 locuri. Iar pentru sală mai avem poate, nu știu, 3-4-5 locuri. Ideea este că în următoarele 2-3 zile site-ul va fi oprit. Accesul la bilete va fi oprit pentru că nu este un eveniment de amploare, este un eveniment quality, boutique, cum aș spune. Așa că dacă vreți să vă rezervați loc la Dubai pentru 17, 18, 19 aprilie, acum e momentul, mai ales că este și token 49 în Dubai. Site-ul se numește drcrypto.vip. Iar pe mine mă găsiți pe site-ul meu oficial mihaidaniel.ro, unde găsiți toate linkurile mele oficiale. Am văzut că sunt zeci de pagini false, dar aici găsiți Twitter-ul, Instagram-ul, LinkedIn-ul și YouTube-ul, da? Atenție, eu nu vă contactez nici pe Messenger, pe Facebook, nici pe Instagram, pe nimic. Nu scriu nimănui, da? Uite și pe domnul de la Bybit, CEO-ul, deci pe Thomas Kralov. Da, deci nu vă contactez, sunt zeci de pagini false cu numele meu, eu nu vă contactez. Dacă mă cunoașteți personal, știți să mă găsiți, știți să mă sunați, da? Dacă cumva mă cunoașteți personal și primiți mesaj la mine și vi se pare dubios, mă sunați. Bun, aici pe site-ul meu găsiți așa. Cel mai drag produs al meu, cursul de tranzacționare, da? Care este și pentru stoc și pentru cripto și pentru forex, cursul de 4 ore, este produsul la care am muncit cel mai mult, da? 3 luni de zile.
Un curs de 4 ore pe care vi-l recomand cu toată inima. Da? Plătim taxe la stat, se face pe firmă românească, la fel ca și evenimentul de la Dubai. Putem să-l fac pe firmă de afară, pe offshore, pe nu știu ce, mai ales să fac totul by the book, românește, pentru România. Da? Asta e. Trăim în niște vremuri interesante. Dacă trebuie să plătim la stat, plătim cu mare drag. Vă doresc o zi minunată, să ne vedem cu bine, toate cele bune.